De când este lumea, pentru a supraviețui și evolua, oamenii au încercat să controleze mediul, să exploateze teritoriul, să valorifice resursele. Arhitectura a însemnat o artă de realizare a spațiilor funcționale cu ajutorul materialelor și mijloacelor de construcție. Fac această introducere pentru că, vorbind despre materiale noi, moderne, fațadele ventilate din ceramică și fibre de ciment și despre o companie cu servicii interesante acum, în acest moment, de reevaluare a investițiilor. Avem sisteme de fațade, asistență tehnică la proiectare, procurarea materialelor direct de la furnizori, asigurarea capacității anvelopantei de a reține căldura în clădire, investigare, diagnosticare de fațade. Ce înseamnă toate acestea? Un stil de lucru pentru clădirile birou sau reședință permanentă ce răspund exigențelor tot mai sporite ale clienților, proiectanților și arhitecților. O calitate a execuției excepțională, o responsabilizare tehnică, o economisire semnificativă de energie. Ne dorim informare, pentru că acum se va construi într-o piață matură, mult mai pretențioasă. S-au reglementat măsurile de economisire a energiei și a protecției termice, iar clădirile ce folosesc fațadele ventilate din fibră de ciment sau din ceramică, cât și serviciile acestei firme ce și-a câștigat competențe deosebite în cei 12 ani de activitate, răspund oricăror clienți, proprietari, vânzători, cumpărători de imobile, arhitecți și proiectanți, project manageri, antreprenori generali, persoane juridice care dețin bunuri imobile. De regulă, pierderea de energie a unei clădiri este compusă în felul următor. Circa 75% se pierde prin fațadă, 15% prin acoperiș, iar 10% prin subsol. Iată cât de importantă este fațada. Serviciile firmei sunt orientate în principal pe evaluarea și studierea soluțiilor de sisteme de anvelopante a construcțiilor, adică fațade și acoperișuri, respectiv pe capacitatea anvelopantei de a reține căldura în interiorul construcției. Competențele lor acoperă anvelopante produse în moduri diverse, de exemplu cu sisteme de vitrare din aluminiu, oțel, PVC sau lemn, cu sisteme de placare ventilate, casete, panouri, ceramică, piatră naturală, cu paneluri sandwich, cu tencuieli termoizolante, cu sisteme de acoperiș, terase, șarpante. Iată concret câteva din operațiunile punctuale efectuate. Localizarea pierderilor energetice, verificarea activităților de uscare, identificarea deficiențelor din elementele și sistemele de construcție, vizualizarea pierderilor energetice, suport în proiectarea reabilitărilor și renovărilor, detectarea neetanșeităților, verificarea infiltrațiilor din acoperișuri, prevenirea apariției mucegaiului, verificarea sistemelor de încălzire, aerisire și climatizare.